Toate, tot ce am, ați văzut au fost pentru Mihai, pentru că Mihai e un luptător, e un băiat extraordinar care face lucruri extraordinare, are o putere incredibilă și e un exemplu pentru noi toți și după aceea am venit să ne petrecem o dupromasă frumoasă la stadion, într-un meci frumos cu foștii jucători mari ai României care au făcut o carieră foarte bună și după aceea, bineînțeles, cu suporterii care au venit în tribună și ne bucură că erau foarte mulți copii care au venit să vadă și acesta e un lucru foarte bun. Care este cea mai mare lecție pe care ne-o dă Mihai? Lupta care o are. Deci puterea lui de a lupta și mai ales de a încerca la cât a suferit și câte durere a avut, are puterea să mai facă și pentru ceilalți. Deci bravo lui, toată stima mea și totdeauna voi încerca să fiu lângă el. Pe cine ați remarcat? Poate Florin Cernat cu dublă? Da. Petre păi cu siguranță l-am remarcat, că l-am și semnat, l-am și adus la noi. Da, Florin e... No, jucătorii toți foarte buni, jucătorii care au excelat în prima ligă și afară, deci felicitările mele. Robert Pires spunea despre dumneavoastră că sunteți cel mai mare jucător existat. Cel mai mare, unul dintre. Înseamnă cuvintele astea? Unul dintre. Ce să înseamnă? Stimă, respect, înseamnă că am lăsat ceva acolo pe unde a fost și că a reprezentat România așa cum trebuie.